Bine v-am regăsit, dragii mei! Divorțul este un eveniment dureros pentru orice persoană, fie că este bărbat sau femeie, mai ales atunci când a investit sentimente, timp și bani în relația eșuată. Unii își revin mai repede, alții trec cu greu peste acest moment, iar alții nu uită și decid să se răzbune. Și încă cum? Iată deci 5 bizare răzbunări după divorț. Un bărbat și-a cumpărat o casă vis-a-vis de locuința fostei soții, doar pentru a-și monta pentru un balcon o sculptură ce seamănă cu o mână care are degetul mijlociu ridicat. Alan Markovitz, proprietarul unui club de striptease din Detroit, a instalat de curând pe terasa casei sale o sculptură gigant în forma unei mâini care arată degetul mijlociu. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a divorțat de soția sa, Lea Tuho, după ce a aflat că aceasta avea de 2 ani o aventură cu un alt bărbat. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a divorțat de soția sa, Lea Tuhoi, după ce a aflat că aceasta avea de 2 ani o aventură cu un alt bărbat. Markovitz a cheltuit $7,000 ornamentul de aproape 4 metri, care în plus este iluminat cu ajutorul reflectoarelor pe timp de noapte. Bărbatul susține că este o coincidență faptul că s-a mutat vis-a-vis de fosta soție, despre care credea că și-a schimbat domiciliul. O femeie și-a plătit divorțul în monede. În urma procesului de divorț, o femeie a fost obligată de judecător să-i plătească fostului soț suma de $50,12. Aceasta nu numai că i-a trimis banii prin poștă în cutii de plastic pline cu mărunțiș, dar și-a umplut containerele cu orez și boabe de fasole. Un bărbat s-a gândit la 101 moduri de a reutiliza rochia de mireasă a fostei soții. Kevin Cotter a fost devastat atunci când soția l-a părăsit după 12 ani de relație, plecând cu aceasta și luându-și toate lucrurile. Singurul obiect pe care nu l-a luat cu ea a fost însă rochia cu care se îmbrăcase la nuntă. Kevin și-a sunat fosta parteneră de viață pentru a încerca să-i înapoieze rochia de mireasă, dar aceasta i-a zis că nu o mai vrea și că poate să facă orice cu ea. Acela a fost momentul care l-a inspirat pe bărbat să creeze o pagină de internet intitulată Rochea de mireasă a fostei mele soții, pe care publica periodic poze cu modul trăsnit în care a folosit obiectul de îmbrăcăminte. Deși fosta soție nu a fost prea fericită când a aflat, site-ul lui Cotter a avut un succes nebun, atrăgând mii de vizitatori în fiecare săptămână. În 2013, el a scos o carte după aceeași idee și a fost invitat chiar și la un show american de televiziune, Inside Edition. Cele mai apreciate reutilizări ale rochii au fost următoarele: uniformă de camuflaj pentru vânătoare în sezonul rece, sperietoare de ciori, uniformă de sumo, pânză pentru o barcă, husă pentru mașină, perdea de duș, cot, coardă pentru tractat mașina, saltea pentru yoga și hamac. O femeie și-a trimis verigheta în spațiu, Rebecca Gibbs. O femeie din Noua Zeelandă s-a căsătorit cu Stephen Page, un britanic cu care a avut mai apoi un mariaj de 4 ani. După acest timp, bărbatul s-a decis brusc să pună capăt relației, lăsând-o pe Rebecca singură și cu inima sfâșiată. Pentru a trece peste despărțire, femeia a început să arunce din lucrurile care îi aminteau de el. Așa a ajuns și la verigheta pe care i-o oferise fostul soț. Fratele actualului iubit, un om de știință specializat în rachete, i-a dat ideea trăsnită de a lansa inelul în spațiu. Așa că Rebecca, ajutată de viitorul cumnat, a construit o mini-rachetă în care a pus verigheta, a lansat-o pe orbită și a filmat întregul eveniment, pe care l-a publicat mai apoi pe YouTube. Un fermier și-a tăiat toate echipamentele agricole pe jumătate pentru a le împărți cu fosta soție. Un fermier sârb și-a tăiat toate uneltele și mașinăriile agricole pe din două, pentru a se conforma unei hotărâri judecătorești care îi cerea să-și împartă toate bunurile cu fosta soție. Bărbatul de 76 de ani era de acord să-i dea neveste jumătate din ce strânseseră în mariajul de 45 de ani, dar atunci a aflat că trebuie să-și împartă până și echipamentele agricole și a cumpărat o mașină de tăiat și a început să taie toate uneltele, până și mașinăriile de dimensiuni mari, precum și tractorul și semănătoare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit! Pentru alte știri noi și mai interesante, vizitați compactplay.ro.